Era mitan? Așa vinde de mergi să la pismă, o să mai lucrat nimic? Vedeți? Hristos, repede. Dacă am pus la punct piramida. Ce ați înțeles voi când vi s-a predat la piramida? Avem o bază, aici, vorba acolo, toate, din toate vârfurile, ducem sus, s-a spus sus. Adică, la prismă, ce am spus mai devreme? La prismă am spus așa, că se mișcă de-a lungul unui poligon o dreaptă paralelă cu ea însăși. Dă-mi paralelă cu ea însăși, da? Adică, cu Miruna, vă rog, insist, e vorba de o dreaptă care se mișcă pe conturul unui poligon, rămânând paralelă cu ea însăși. Și ce desenează? Suprafața prismatică. Acum, dreapta asta rămâne fixă într-un capăt. Ia uitați ce face. Rămâne fixă într-un capăt, într-un punct stabil, și cealaltă alunecă și se mișcă pe tot conturul poligonului. Deci care e deosebirea între prismă și piramidă? La prismă, dreapta aceea era paralelă cu ea însăși și alerga de-a lungul bazei, pe conturul poligonului de bază, da? Exact pe conturul poligonului de bază. Și dacă stătea perpendiculară, era prismă dreaptă, iar dacă era oblică, așa, prismă oblică. Pe când la piramidă, capătul, segmentul acela rămâne fix, unul acela care nu e în plan, iar ăsta se aleargă pe conturul poligonului. Din nou, dacă este poligonul de bază un triunghi, piramidă triunghiulară. Dacă poligonul de bază este un patrulater, piramidă patrulateră. Deci numele poligonului de bază, ca și la prismă, poate fi dat după laturi, nu? Și noi la prismă mai avem și după poziția dreptei, dacă era perpendiculară. Sau oblică. Aici nu ne rămâne decât după poligonul de bază. Și piramide sunt... Ea sus e vârf. Da, ea are un vârf. Da, stă tot timpul... Mișca e diferența. Diferența este că la prismă se mișca paralelă cu ea însăși și vârful se mișca. Și sus era tot bază. Și sus se descria tot o bază, tot un poligon exact identic cu asta. Transformele rămâne fix. Rămâne fix într-un punct. Da? De ce are vârf? Vârf pentru că asta rămâne, ia secretul ăsta într-un... Capătul secretului ăsta rămâne fix. Da. Da? Deci, piramida. Hai să desenăm și noi o piramidă. Cu baza de care să o desenăm? Triunghi. Triunghi. Deci luăm un triunghi. Știm că spațiul... Încercăm să reprezentăm triunghiul pe partea aceea ce noi vedem în felul ăsta. Da. Cele două nu se văd. Da. Deci cele două nu se văd. Și aici, undeva, fixăm un punct în spațiu. V. Triunghiul este A. B, C. V este punctul din spațiu. Și atunci, V, A, o plecat din A. Și ea se mișcă, V rămâne acolo și se mișcă. Uite. Se mișcă pe contur și desenează fața A, V, C. Da? A, V, C. Desenă în fața asta. Apoi, se mișcă pe partea cealaltă și desenează fața VCB.
E invece pe o altă față, hai să o vedem așa. Cealaltă față. Da. Vece pe aia. Și în sfârșit vine pe partea dinspre noi, VAB. Încât descoperim, da, pe ce s-a mișcat, a desenat așa, și fața laterală, VBC. Ce sunt fețele laterale în condiții de la piramidă? Pe de acoperiș. Nu, ce sunt fețele laterale? Fețele, fețele. Ce vedeți că sunt? Triunghiuri. Pe fețe laterale, astea. Ce nu? Sunt? Triunghiuri. VC, B, VC, A și VA, B sunt triunghiuri. Da? Deci, hai să spunem, ce am desenat acum este piramidă triunghiulară. Da? Scris în dreptul său, piramidă triunghiulară. Triunghiulară. Sau tetraedru. Sau tetraedru. Piramide triunghiulară. Dar de ce tetraedru? Că are patru fețe în toate triunghiuri. Deci, tetra, da, patru, triunghiuri. Sunt astea trei, pe care VCA, VCB, VAB și ABC-ul de jos, tot trei chestii. Deci, patru fețe triunghiuri. Iar acestea sunt. Adică o să ne vedem. Deci, voi face V, A, C, V, C, B, V, C, B, V, A, B, V, A, B, și A, B, C. Și A, B, C. Deci, tetraedru, patru fețe, ne-am văzut. Aici trebuie și muchii, muchii laterale și muchii baze. La prismă nu avem așa, muchii laterale și muchii baze. Care ar fi muchii laterale? Muchii laterale. Muchii laterale. Ne-am greușit. V, A, V, C, V, B și V, B. V, A, V, C și V, B. Atât. V, A, V, B. Și muchile bazei, totul miroare. A, C, C, B și A, B. A, C, muchile. Hai să spun, muchile. A, C, C, B și A, B. Muchile bazei. Muchile. Bazei. Sunt. A, C, C, B și A, B. A, C. Câmpă și apă. Astea sunt muchile baze. Deci A, C, C, B și A, B. Mai întâlnim înălțimea piramidei. Înălțimea piramidei este perpendiculară din vârf pe bază. Pică undeva în țeapă. V, O. Deci înălțimea. Înălțimea piramidei este VO, VO, care e perpendicular pe planul ABC. În foarte multe probleme trebuie să descoperim unde pică O. Deci VO e perpendicular adusă din V pe planul bazei ABC. Avem nevoie de acest lucru. Am desenat aici o piramidă triunghiulară. Da. Pot să spun
piramidă triunghiulară regulată, dacă poligonul ABC este triunghi echilateral. Piramidă triunghiulară regulată, da? Deci, notați. Piramidă triunghiulară regulată dacă triunghiul este echilateral, că am zis. Piramidă triunghiulară regulată dacă triunghiul este echilateral. Triunghiul bazei, nu? Triunghiul bazei, sigur că. Triunghiul bazei. Că n-am zis așa, ea naște de ea. Prin mișcarea de-a triunghiului a unui segment, ce un capăt are fix și celălalt aleargă pe contur și desenează piramida, da? Și acum, hai să desenăm împreună o piramidă, patru latere, cu baza în dreptunghi. Da. Da, o piramidă, patru latere, cu baza în dreptunghi. Parcă era paralelogram, nu? Sigur că da, nu mai paralelogram îl reprezentă. Deci, poligonul de bază, adică dreptunghiul în spațiu, îl reprezentă în formă de paralelogram. Asta. Și iată, nu se vede. Chiar la intersecția cui? Diagonalul de bază. Deci în punctul ăsta ridică o perpendiculară pe planul bazei, că tot așa. Și aici îl B, undeva pe ea iau vârful B. Și iată că mi-apare piramida triunghiulară, patru latere, cu baza în dreptunghi. Și ce văd din ea? Punct îngroș, iar ce nu se vede? Punctă. Deci ABCD paralelogramul, adică e dreptunghiul din înainte, și v-aș ruga să-mi, dacă ați determinat, dacă determinați-vă desenul, deci VABCD, VABCD, iar aici, VA cred că nu trebuie punctat, dar VA nu trebuie punctat, foarte bine. VA nu. VB nu, VC nu, și numai VB trebuie punctat. Întrebarea este care sunt unghiurile drepte pe aici? Toate unghiurile drepte. A, B, C. A, B, C, adică asta de aia dreptul. Așa, B, C, D. B, C, D. Nu fac de unghiurile bazei. A, B, C, D. Deci toate unghiurile bazei sunt, sunt drepte. Dar în afară, care unghiuri mai sunt drepte? Ăla de acolo, de la V, A, D. V? Cine ești printre litere? V, A, D. V, nu, V, D, A, pardon. V, D, A. Nu mai este. Vedea, era un prismă. Când era paralelul cu ea și avea părea sus, poligonul de sus. Da, și nu. Acum oblici. Acum sunt oblici. Chiar faci un unghi acolo. Nu? Că triunghiurile
V, D, A, sunt triunghiuri aici. Înainte, ce erau fețele la prisma? Ce erau fețele? Fețele laterale la prisma, ce erau? La cupuri erau ce? Rotunde și la... A, și la... Fețe laterale, da? La prisma putea să fie și trapez și pătrași. Ăsta de jos, dar laterale, ce sunt tot tipul lateral? Dreptunghiuri sunt panograme, depinde dacă e oblică. Dacă e oblică, e panogram. Dacă e dreaptă, adică perpendicular pe plan, tot timpul, toate fețele sunt dreptunghiuri. Pe când la piramidă, fețele ce sunt? Triunghiuri. Triunghiuri. Și dacă toate fețele sunt triunghiuri, rar se întâmplă situația ca să avem un unghi de acolo din 90 de grade. O să vă dau și un exemplu de situație de cea. Dar acum, alte unghiuri care sunt drepte, în cazul de față. Ce am spus de înălțime? Cum este înălțimea? Perpendicular. Pe planul de față. Și acum dați-mi un exemplu. V, O, A. Adică asta. V, O, C. V, O, D. Și V, O, da, pe partea asta. Deci toate, este un ridicat perpendicular, deci când Adi, când pică undeva perpendicular aici, pe plan, toate care trec prin piciorul perpendiculare, sunt perpendiculare. Ia asta, V-O, V-O, este perpendiculară pe orice dreaptă din plan. Nu numai pe este care trec de picior pe piciorul, ci și pe o altă dreaptă care este așa. Deci, am spus-o și ieri, o spun și azi, că o dreaptă care perpendiculară pe plan, ia dreapta asta, e perpendiculară pe orice dreaptă din planul ăsta. Da? Pe orice dreaptă din plan. Dar pe nici figuri acolo, adică e un profesor, ca să mă ajut. Așa. Deci, e făcut... Ați avut ca temă. Iată, asta este o piramidă. Da, patru latere, numai că eu nu prea am degete suficiente să o țin. Deci este o piramidă. Cu pata pătrată. Patru latere, cu baza unui pătrat. Regulată. Nu? Sigur că la piramidă regulată, fețele laterale toate, ce sunt fețele laterale? Triunghiuri. Înălțimea coboară din interior și perpendiculară pe intersecția diagonală. Deci, înălțimea e perpendiculară pe punctul de intersecție al diagonalelor. Iar prin interior la trecut. E, ce trebuie să înțelegeți? Că înălțimea din vârful pe se duce totdeauna perpendiculară pe planul bazei creează din interior pe acolo indusă, din interior, da? Ea trebuie să o vedeți așa. Dacă am desfășurat, așa trebuie să o vedeți. Da, înălțimea. V, O. Așa. Acestea se numesc mutii laterale. Ce sunt fețele toate? Toate triunghiuri. Da? Toate fețele sunt triunghiuri. Aceasta a fost o piramidă patru lateră regulată și asta este cine? Ne uităm la poligonul de bază, un altul, un hexagon. Hexagon. Da? Piramidă. Piramidă regulară. Hexagonală. Patru latere. Patru cu baza în pătrat. Da? Deci, în felul ăsta, ne dăm seama de ceea ce îi... Nu trebuie să
Deci, VA, VD, VC, VD sunt unghii. Ce altă piramidă mai putem desena? Orice altă piramidă, nu? Care este? Hexagonală. Hexagonală. Pentru hexagonală. Pentru o altă o reprezentăm. Așa, de aceea. Uite, Miruna, dacă pe asta vreau să o pun un plan așa, și pun-o așa, vezi? Nu, nu putem. Trebuie create imaginea și pentru dimensiunea cealaltă. Asta se vede, asta se vede, cealaltă e în spate, acolo nu se mai vede. Vezi muchirea de cealaltă. Mm-hmm. Și deci trebuie să creăm imaginea în spațiu. De aceea vom desena într-un hexagon, atât de opuse sunt paralele de unde două. Deci asta. Și cu asta care nu se vede. Ne facem tot ca un paralelogram. Da, un paralelogram. Dar acum, asta o să o facem așa. Și aici. Deci, se vine cum felul ăsta. Așa. Și asta de aici. Asta vine paralel aici cu asta. Da? Și asta vine aici paralel cu acela. Asta cu asta paralel. La tu locuse. Astea două paralele, astea două paralele. Păi dacă le fac egale, nu mai pot crea imaginea spațiu. Da? Nu se văd, așa știm noi, că toate sunt egale. Astea două lume. Asta se vede. Asta nu se vede. Asta se vede, asta se vede. Da? Vă predați și punctul de piramidă? Nu. Ce? Trunchiul. Nu, nu, nu. Păi la lecții este și trunchiul de aia. Da, da, așa vă cred. Și acum, din punctul ăsta, dacă ridic o perpendiculară pe plan și notăm cu o V aici, o din locul meu așa, apare. Hai să zicem A, A, B, C, D, E, E. Și apare V, A. Iată, aici nu prea am fost exact. Din cauza că sunt preluciile economia. De aceea, evitați astfel de lucruri. Și vă duceți mai sus, nu? Și asta. Și cu vârful. Dar neapărat, asta e soluția. Deci vârful mai sus, când îl dă. Când vi se întâmplă așa o chestie, înseamnă că trebuie să luați pe V un pic mai sus, încât să apară asta de sine stătătoare și cealaltă de sine stătătoare. Și chiar un pic mai oblic să duce. Ei, asta nu se vede. Da. V, B se vede. V, A se vede. Iată, s-a dus prin... Da, a dus-o un pic... Am greșit de acolo. Da. Așa, s-a dus că... Deci o privește. Păi da, așa. Așa. Și atunci asta nu se vede. Și cum se va punct-o? Cum? Pe O l-am luat așa, într-un fel, în centru. Deci în tipul diagonale. Ca și mai dus și din două diagonale. Da. Din E și A. Da. Și în sfârșit, V, F. Și s-a creat imaginea în spațiu a ceea ce era piramida hexagonală. Da? Deci asta de aici, care o vedeți fizic... Dar putem să zicem că e piramida, că e în spațiu? Păi da, ce zic că nu? Spațiu, nu e spațiu. Deci nu puteți asta că... Asta decât tabla aia. Asta, asta e spațiu, că de rigor, spațiu, asta
Nu se poate vorbi de o reprezentare în plată. Asta nu e că la mine e în plată, de aia. Eu steag în plată. Care șasilatul se numește hexagon. Care sunt fețele laterale? Ia să vedem. Cine Miruna. Fețele laterale la hexagon? Da. A piramidei. Fețe laterale a piramidei. A piramidei cu hexagon. Fă cu V de C. V de C. Deci? V de, v de C e o față. Alta. V, F, A. V, F, A. Da. Alta. Trebuie să fie V neapărat. V, E. V, A, V, V, zici cu V, 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 C. Da, da, ți-o mă. Zic cu V de sus, pe mine. Deci plecăm cu V ca să fim sigur că la fețele laterale. Că eu plecăm. A, de toate, de aici. Acum, V, A, B, V de E. V de E, da. V, V, A, F, dacă nu s-o zis. V, A, F, V, da. Toate. Deci ați înțeles ce înseamnă. Muchii laterale care sunt? F, B, V, G, V, B, V, A, V, E, V, O. Da. Nu, V, O nu-i laterale. V, O, ce? V, O, e nu-i laterale. E înăuntru, V, O. E nu laterale, nu-i așa? V, O, nu. E perpendiculară de hexagon? E perpendiculară pe planul hexagonului. Hexagonului. Da. Și atunci unghiurile drepte unde sunt? Care sunt unghiurile drepte? V, O, F. V, O, F, V, O, E, V, O, A, V, O, V, O, V, O, V, O, cu V, O, ce sunt? Așa. Da? Așa sunt cele perpendiculare pe plan. Mă interesează să vă, să desenăm o, o piramidă patru lateră cu baza unui, baza unui triunghi în care VA fixăm VA perpendicular pe ABCD. Deci, cu o muntie perpendiculară pe plan. O piramidă cu baza triunghi, adică? Cu baza unui dreptunghi. În care VA, dacă mă întreb așa, ABCD, și V este aici situate. Că V poate fi undeva în spațiu. Stai pe perpendiculară asta. Chiar V a perpendiculară. Nu avem acolo. Nu avem. Că n-am spus V O, n-am spus perpendiculară. V O. Și acum V A vrea. V A. Schimbăm O cu A. O cu A. Da. Dar e tot ca figură. Exact. Vedeți că A-ul este unul din cele patru ale vârfuri. Unul din patru, din cele patru vârfuri ale coridorului. Haideți să facem. Deci desenăm tot așa un paralelogram. Da. Și așa am spus că desenăm tot timpul în spațiu. A, B, C, D. Și V, A, e perpendicular acum pe, iată, în punctul A, ridic perpendicular. Și acolo o să notez V, punctul V. Știu că V, A, e perpendicular pe A, B, C, D. Și le urmesc. Nu se vede, se vede și ea se vede. Așa asta e, sper că, imaginea piramidei în care V-a e perpendiculară pe plan.
Puteți să-mi indicați unghiurile drepte aici? Vlavă. Vlavă. Alt unghiul. VKB. 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 Adică VKB. În ce? Unghiul din ce? Așa? De unde știi tu asta? Păi, dar cred că am văzut. Aceea e cea mai lungă munchii. B, C, E cea mai lungă munchii. Uite, asta este. De aici, miruna. Asta ar fi. Cea mai lungă munchii, da? Da. Sper că învățiți. Deci, dacă pun în A aici și V asta e dreapta, am V A, V, B, V, C, și V, D. Nici nu mai face nouă fișele. Deci, întrebarea este... Aici ai spus 90 de grade. Da. Începem cartea aceea, e dreptul. Exact, exact. Uitați așa. Acolo 90 de grade, în profesor Pixo. Deci, aici este 90 de grade. Da, și acolo, din vârful ăla, trageți, începeți-vă munchii de acum. Munchia asta, munchia asta, și munchia asta. Mai face 90, Rona? Munchi, de acolo? În vârful de dreptunghiului. Eu zic că face... Unde mai face? Și aici. Acolo? Da. Vârful a sau care? Deci, de aici și cu asta. Mi se pare că face? Eu zic că da. Ia vedeți dacă este adevărat. Cu munchia aceea. Deci munchia lui se caractea așa. Da. Și atunci unghiul acela... Ăsta e drept. Vlau. Da. E fixul. Da. Și acum eu mă duc în vâb în colțul ăsta. Aici se pare că e un drept în B? Nu, nu. Aici. Fața asta așa. Aici. Acolo, da. Dar aici nu mai face. În niciunul din astea nu mai face. Deci, atenție. Eu am dus așa, da? Da. Asta aici e un drept. Da. Asta e un drept. Da. Dar eu zic și V, B, cu munchia asta de aici. V, B... Cu asta aici. V, C... Deci V, A este aici, da? Da. Dacă ăsta e B, A, B, și ăsta e C, eu zic și V, B, C, în fața asta, tot e un dreptunghi. Adică unghiul de aici, între astea asta, între V, B și B, C. Asta și cu asta, uite. Acolo faci un drept? Asta, da. Este un drept. Da? Deci, aici sunt toate unghiurile drepte, aici sunteți de acord. Da. Dar unghiul ăsta, adică vine mai ușor. Deci, asta e drept, 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 da. Corect. Dar unghiul ăsta, între munchia asta așa, cu baza de jos. În fața asta. V, D, C. V, D, C. E și el drept aici. Aici? Aici D? Așa, nu așa. Ci așa. În fața. Așa, așa, așa. În fața. Uite fața la tine. Aha. Nu-i cartea? Da. Și nu are colțul ăla drept? Cartea, deci dacă eu îl duc înscrie asta... Da. Aici. Așa. Așa. Și unghiul acela acolo, nu-i drept, de jos, în fața asta, aici, aici. A, la mine, aici ar fi... Da, în fața cărții. În fața mea, în fața cărții. Da, da, da. Da. E tot un drept. Foarte interesant este asta. Da? Fiind perpendicular acolo, e perpendicular și pe și partea aceea. Și la fel, la fel am zis eu mai devreme. Uite aici. Și atunci unghiul de aici este și ăsta tot drept. Da, unghiul ăsta, din fața asta. Care o aveam. Deci... Dar aceste lucruri să le învățăm mai pe delete. Asta e geometria în spațiu. Deci lucruri pe care nu le pipăim cu degetul ca un blan. Și lucru,
Ne imaginăm și vedem că așa este. Aici lucrează așa zisă teorema celor trei perpendiculare. Dacă așa. Dacă așa. Și este pe plan. Și din piciorul ei, o perpendiculară pe dreapta din plan. Din piciorul ăla, unchea asta e perpendiculară pe plan. Atunci, din vârf, e perpendiculară pe dreapta aceea. Deci dacă așa și așa, atunci sigur așa. De ce sunt trei perpendiculare? Una. Două asta aici, vine și asta. Da? Vine și asta a treia. Care înseamnă... foarte des în probleme lucrează teorema celor trei perpendiculare. Dacă o dreaptă perpendiculară pe un plan și din piciorul ei duc o perpendiculare pe dreapta, pe o dreaptă de plan, atunci urmând orice punct al perpendicularei cu dreapta de plan împicat, piciorul, tot perpendicular. Deci ar vine așa. VA e perpendicular pe ABC. Și din A, din piciorul perpendicular adus pe AD și este pe dreptunghi, da. Și cum AD e perpendiculară pe DC, atunci VD e perpendiculară pe DC. Atunci VD e perpendiculară pe DC. Cât unghiul VDC în situația asta e un triunghi. Este un triunghi dreptunghi, în D. Deci VA era perpendiculară. Da. Asta e 90 și ăsta e 90. Ăla e 90 că știm că e dreptunghi și aia e 90 ca nu s-a mai perpendicular. Deci, nu, asta e de 90. Atenție, e în V, A, D, B. În V, A, B. Fiindcă e perpendiculară pe plan, e perpendiculară pe orice dreaptă care trece prin piciorul ei. Și pe asta, și pe asta, și pe asta, care sunt în planul de bază. Da? A, și V, A, D, V, A, D, este tot 90 ani. V, A, D, sigur că da. Deci V, A, D, are 90 de grade, că e, nu? Trebuie să vedeți pe care pe toate. Și V, A, B, tot 90 de grade. Dar și V, D, C, e din 90 de grade. Dar V, D, A nu mai este. Dar V, D, A nu mai este. D, A, V, D, A nu mai este, că nu se poate cu... Exact. Tot 180 grade, nu se poate cu 2000 de grade. Exact. Am unul singur. Interesant că acesta, V, D, C, este un triunghi dreptunghi în D. Pentru că avem V, A, perpendiculară pe plan, A, D, perpendiculară pe dreapta din plan, A, D, din cauza dreptunghiului. Da? Și atunci V, D, e perpendiculară pe D, C. Da. V, D, e perpendiculară pe D, C. Și triunghiul acela e dreptunghic. Un alt triunghi dreptunghic, care ar fi? V, B, C. V, B, C? Da. Ia să vedem. V, A, e perpendiculară pe plan. Da. A, B, e perpendiculară pe plan. Da. Că e dreptunghi, asta este. Da. Și atunci V, B, e perpendiculară pe B, C. Și aici este iarăși tot 90 de grade în fața. V, B, C. Da? În fața VBC, fața asta este un triunghi dreptunghic în B. V, B, C. Așa, deci, astea două, V, D, C și V, B, C, au apărut ca urmare a faptului că am zis V, A, că e pe plan. Și ca urmare a faptului că ăsta este dreptunghi. Numai așa au apărut aceste figuri. Deci, v-am dat un exemplu de piramidă patrulateră cu baza un dreptunghi special, în care VA e perpendicular pe planul de bază. Și atunci, VAB sunt de 90 de grade și VAC. Și VAC, dacă mă ajunge prin interior pe acolo. Și VAC, tot 90 de grade, din cauza trece prin A. Da. Da? Și la. Dar, în plus, apar aceste triunghiuri V, B, C și V, D, C dreptunghice. Da.
în B și în D. Pentru că în condițiile în care eu v-aș cere să aflăm area laterală, adică suma arilor fețelor ăstora, și voi n-aș ști acest lucru când vă dau doar înălțimea și o dimensiune de aici, nu vă descurcați. Că nu te știi că unghiul ăsta e din 90 de grade, 90 de grade și că ăsta altul e din 90 de grade, încât să puteți să aflați toate arele respective. Să știți că sunt triunghiuri dreptunghice. Corect. Și la area unui triunghi, cine este egal? Baza organismului asupra 2. Baza BC, ori munchea asta. VB. Dacă nu știi asta, că aici e dreptunghi, nu știi că e cateta 1, cateta 2 pe 2. Iar pe VB o poți afla, dar ți-a dat pe AB și pe VA, din Pitagoraful pe BD, BC o ți-am dat-o și atunci afli area triunghiului VBC. Da, foarte interesant. Foarte interesant. Deci sunt lucruri la care trebuie să fim foarte atenți. Geometria spațiului, repet, presupune la început așa efortul ăsta, după care la un concolo, în planul, în plan mental, îți imaginezi corpul respectiv și ai văzut cât de mult ai insistat tu ca să înțelegi când spuneam mai devreme că asta e perpendicularea aici, da. Și ai venit cu cartea. Exact. Da? Să fac aceste modele, în cartea ce rog. Să fac aceste modele pentru a crea imaginea. VA perpendiculară, asta e perpendiculară pe dreptul. Da. Și atunci eu am spus că asta, muchia asta aici, e perpendiculară pe asta de aici. Adică între unghiul ăsta de aici, unghiul ăsta e tot de 90 grade. Unghiul ăsta e tot de 90 grade. Și triunghiul ăsta care se formează cu V, B, C, colțul ăsta, e tot dreptunghic. Da? E tot dreptunghic. Și atunci, aceste lucruri, de foarte multe ori, faci așa modele de chinuri, până când înțelegi lucrurile, dar pe urmă sunt rezultate teoretice. Teorema celor trei perpendiculare lucrează în foarte multe situații de acestea, când ales când unghiul ăla e dreptunghic. Simularea care a fost. Da, s-a dat. S-a dat așa ceva. Problemă cu teoretica. Da, pe orice perpendiculare. Și atunci. Mi-a spus, da. A spus de atunci. Atunci, când s-a dat simularea aia și așa. Da, da, da. Cu chestiune mai delicată, cu teoretica perpendiculare. Asta era. Acum, nu intrăm în bani, deci la momentul potrivit o să ne învățăm pe toate. Ușor, ușor, pentru deci, de ce geometria în spațiu este o problemă pentru foarte mulți? Pentru foarte mulți? Pentru faptul că nu știi geometria plană. Și de multe ori noi ne ducem cu toată povestea într-o chestiune în plan. Ați văzut când am cerut intersecția diagonalelor în prisma aceea. Că toate diagonalele în prisme trec într-un singur punct. Acolo era intersecția drepturilor două niște plane. Planul ăla de secțiune cu dreptele la opuse, două drepte paralele, determină un plan. Și atunci, aceea era o dreaptă care se opunea și aveam de acolo informația respectivă. În concluzie, la geometria în spațiu, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să faceți următorul lucru. Trebuie să citim din manual cu multă grijă. Ce nu se înțelege din manual, că sunt cuvintele acelea care parcă nu sunt ușor accesibile, insistăm, uitați, nu am înțeles teorema asta, nu am înțeles afirmația asta, nu am înțeles propoziția asta. Și atunci o să vă fie mai la îndemână. Din nou, ești Cosmin, eu vă propun să facem un pic de altceva. Da, 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 din altceva, nu am nimic. Ani, dar este adică Ce nu? Eu am făcut. Ia, uite, ce paralel tipul, nu mai prisma. Și paralel tipul, trebuie. Paralel tipul este. Cum am înțeles cu acel? Cum am înțeles? Deci, nu am înțeles. 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 Deci